Acest laborator va rămâne universității, dar cel puțin cât trăiesc și pot lucra. Am fost prima care am îndrăznit să anunț acest fenomen în 1924, când părea o nebunie. Maestate, am organizat o secție de radioactivitate în laboratorul de electricitate, după modelul laboratorului de fizică de la Institutul de Radio din Paris. Cu accent spre latura educativă a acestei literaturi, Smaranda Gheorghiu. Meșerze, amic, cât de mult vă duc dorul. Aș fi vrut, Veronica mea scumpă, să-ți povestesc în amănunt isprava mea de la Paris. Chiar țări din Europa, iar în 1904 pleacă într-o expediție spre Polul Nord. În amintirea sa, în parcul Mitropoliei din municipiul Târgoviște, a fost ridicat un bust pe care este înscris numele ei întreg, Smaranda Gheorghiu. În patologică și bacteriologie a Facultății de Medicină din București. În același an, pe 28 aprilie, fondează Institutul de Patologie și Bacteriologie din București, cel mai vechi institut științific. Dar sunt cu adevărat îndrăgostită și sunt Elina Văcărescu s-a născut la București în 3 octombrie 1864 într-o foarte veche și vestită familie de boieri. Este poetă, prozatoare, autoare de piese de teatru. Primește o educație aleasă, pleacă apoi la Paris, unde audiază cursuri de filozofie, estetică și istorie în cadrul Universității Sorbonne. Anul 1888 îi va schimba viața, căci este invitată de regina Elisabeta la palat pentru a face parte din suita sa ca domnișoară de onoare. Am atât de multe de făcut, încât mă sperie gândul la câți ani mi-au mai rămas de trăit. Căsătoria mea, George și cu mine am ajuns să nu mai așteptăm decât bătrânețea care ne va consola. Artele sunt o binecuvântare, imită dragostea și dau voie inimii să creadă că iubește, fără să ceară nimic în schimb, ceea ce este singurul mod de a iubi pentru totdeauna. Femeie să devină egală a bărbaților în domeniul acesta atât de nou și de incitant. Pleacă în Franța, unde îi se conferă brevetul de zbor. Lucrează ca reporter de război pentru un cotidian francez, zboară în Caraibe, Mexic, America de Sud și este ovaționată la sosirea la Lyon. În 1916 revine în România cu speranța că va putea fi. A ieșit din scenă cu demnitate, lăsând moștenire o operă de peste 30 de volume și imaginea unei femei care a scris și a trăit istorie. Marta Bivescu. Din lume. Se naște în 13 mai 1887 la Tecuci. Urmează, conform dorințelor părinților, Facultatea de Științe Juridice, devenind prima femeie avocat din România. Este admisă în baroul din București, dar autoritatea superioară îi anulează acest drept pe motiv că o femeie nu poate fi avocat. Este pasionată de zbor. Ia primele lecții cu Andrei Popovici, cumnatul ei la acea vreme al 11-lea aviator din România. Elena Caragiani Stoinescu.